Trageți, lăsați-i, că nu e normal, e un om cum să lăsați. Păi, eu cum stau de la toată coada aia, nu ți-e rușine? Nu mi este, că dumneata ai făcut greșeală. Când ai venit aici, n-ai chiar. Am întrebat și mi s-a spus să stau la rând. Uite, acum nu mai spune asta. Scandalul a pornit de la prioritate. Unii aveau programare, alții nu. Prima categorie se simțea îndreptățită să intre în centru fără să stea la rând. Jumătate de aici sunt programați, înțelegeți? Nu știu, nu știu, acum mi s-a transmis că trebuie să Dar mi s-a cerut lista, păi să faceți atunci două rânduri, unii programați și unii neprogramați, adică luai jumătate de coadă acum, ajunsei în față ca să băgați pe domnul că făcu pe justițiar. Vi se pare normal acum? Pentru calmarea spiritelor a fost nevoie de intervenția poliției locale. Haideți să mai așteptăm puțin pe între cei care le-am dat. În Dolj astăzi a fost raportat un număr record de îmbolnăviri, 512 cazuri. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul pandemiei.